După 2 ani de pandemie, în care majoritatea cursurilor au fost online, iar interacțiunile dintre studenți sau între studenți și cadrele didactice au fost reduse la minimum, ieri, 26 septembrie, în aula Facultății de Inginerie din Hunedoara, din cadrul Universității Politehnica Timișoara, a avut loc festivitatea de deschidere a anului universitar 2022-2023 în prezența reprezentanților universității, ai autorităților locale și județene, profesori și studenți. În noul an universitar s-au înscris 170 de studenți la specializări în autovehicule rutiere, ingineria mediului sau informatică industrială. Constantin Noica, adresându-se unor tineri, așa ca și dumneavoastră, le-a spus că nu e important ceea ce ești. Important este ceea ce vei deveni. Așa că vă mulțumesc încă o dată că ați ales să fiți studenții noștri și vă doresc ca să ajungeți, să deveniți niște absolvenți, niște ingineri care pot să contribuie la viitorul țării noastre. Vă felicit și vă mulțumesc! Mă bucur să fiu astăzi la Hunedoara. Vă promit că anul viitor acest amfiteatru va arăta extraordinar, pentru că deja avem un proiect și domnul de care știe foarte bine de investiții în această sală, pentru a putea avea o sală la nivel occidental pentru facultate, bineînțeles, în primul an, chiar și pentru comunitatea de aici. Sunt evident încântat de faptul că mediul academic se dezvoltă din ce în ce mai mult în municipiul Hunedoara. Este nevoie de ingineri, un lucru care în urmă cu ani de zile nu-l puteam spune. Toată lumea tânără se duceau spre alte discipline. Iată că de această dată Universitatea Politehnică Timișoara, prin facultatea din Hunedoara, reușește să atragă studenți pentru a instrui în disciplinele acestea inginerești. Este un motiv și de mândrie pentru noi ca administrație locală. Putem să prezentăm proiectele pe fonduri europene și de ce nu, peste câțiva ani de zile, administrația locală, administrația județeană să se poată baza pe acești tineri care vor veni să lucreze și în aceste instituții. În județul Hunedoara avem nevoie de oameni bine pregătiți în toate domeniile de activitate. Începând din acest an și în anii imediat următori, vom avea șansa să implementăm numeroase proiecte ce țin de bunăstarea comunității noastre. Avem nevoie așadar de specialiști instruiți pentru viitor, cu abilități și competențe noi, diferite din ceea ce găsim la ora actuală pe piața muncii. Meseria de o curățare de apă. Este o dictor și este de mult povestită și spusă, dar cu adevărat așa și este. Meseria este curățare de apă. Iar dumneavoastră sunteți cei care aici, în această universitate, alături de această conducere, de acești profesori, veți putea beneficia de un învățământ bun și să puteți să aveți o meserie așa cum trebuie. Peste 80% dintre absolvenții Facultății de Inginerie din Hunedoara și-au găsit un loc de muncă în domeniul absolvit, ceea ce demonstrează calitatea procesului de învățământ din Facultatea Hunedoreană, a mai precizat decanul Facultății de Inginerie, Gelu Ovidiu Tirian.